v-ați născut în București? Ați crescut în București? Locuiți în București? Ce înseamnă Bucureștiul pentru dumneavoastră? Cum l-ați descrie? Ce relație aveți cu orașul? O relație de iubire. Dacă nu mi-ar fi teamă de cuvinte, și mie teamă de cuvinte, aș spune e pur și simplu o relație de iubire. Iubesc Bucureștiul așa cum este el. Asta însă nu mă împiedică să nu-i văd și părțile mai puțin frumoase și părțile ce se degradează pas cu pas și clipă de clipă. Asta nu mă face să fiu atât de lipsită de luciditate, dar îmi dau seama că pierdem în fiecare zi, în fiecare clipă, pierdem zone ale memoriei, ale istoriei, ale patrimoniului nostru afectiv, dacă vreți, în primul rând. A, de ce nu? Și așa cum e el. Noi uităm, se transformă Bucureștiul pe zi ce trece, are zone extrem de urâte, de, în fine, schilodite. E adevărat, însă are și zone încărcate de istorie, locuri pe care le iubești și dacă îți cere cineva neapărat, ai putea să și motivezi de ce, ai putea să și găsești argumente și justificări. Dar cred că în dragoste justificările sunt așa pentru ceilalți. Iubirea e iubirea și și un sentiment reciproc în acest caz, îndrăznesc să spun, și Bucureștiul mă iubește. Așa simt, așa îl percep, așa îl înțeleg. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Întâmplarea face să particip și nu e primul an și nu e prima dată. Particip în cadrul unui festival ce scoate și teatrul, dar și publicul iubitor de teatru, cunoscător sau mai puțin cunoscător, și ăsta e marele merit, marele câștig. Un public mai mult sau mai puțin cunoscător, iubitor de teatru, ne dăm întâlnire în București, într-un București ce traversează o vară complicată. La început furtunoasă, grozav de furtunoasă, și e o glumă amară asta. Și acum un sfârșit de vară caniculară. Ne întâlnim serile în centru vechi, pe străduțele acelea pe care într-o vreme aproape le crezusem pierdute, pe care le recuperăm centimetru cu centimetru, ca zonă istorică, ca un centru cultural, ca o zonă, ca un nucleu al Bucureștiului, pentru că eu cred că are mai multe, da, acesta este unul dintre ele. De fapt, e o zonă, a fost o zonă comercială, buricul târgului, iar acum este scena unor evenimente culturale, unor întâmplări culturale, pe cât de diverse, pe atât de interesante. Teatru, muzică, expoziții, arta spectacolului, happening-uri. Bucureștiul copilăriei cum era și cum a evoluat el până la Bucureștiul de astăzi? Între primele amintiri pe care le am în legătură cu Bucureștiul, cu cum am deschis eu ochii asupra locului, locurilor ce mă înconjoară, una dintre primele mele amintiri a fost ca livada de vișin, cum se tăia. De fapt, e o amintire a unzului. Memoria, în memoria mea răsună încă zgomotele copacilor ce se tăiau în fața casei unde locuiam pe atunci. Nu o livadă, nu o pădure, dar era o grădină foarte mare, cu foarte mulți copaci, cu foarte mulți pomi. Și asta țin minte, somnul meu de copil, somnul meu de după amiază era tulburat de zgomotul copacilor care cădea. Bine, s-au înălțat blocuri și edificii și nu știu ce. Bucureștiul copilăriei mele era foarte verde. Când a trebuit să ne mutăm din casa în care locuiam, o casă veche și complicată și destul de dificil de încălzit și de întreținut și cu neajunsuri, și numai mama săraca știa cum era să care lemne,
de la de unde aveam magazia până la etajul 2. Că era așa foarte romantic și foarte rustic și încântător, sobă cu lemne, de la etajul 2, fără lift. Și numai mama știa cum le căra de la etajul, de la parter la etajul 2. În spatele unei povești, așa, unei amintiri evocate cu mult romantism, se ascund multe greutăți. Ne-am mutat într-un bloc nou construit. Alte facilități erau, dacă vreți, la nivelul confortului imediat, și altele erau dimensiunile camerelor, spațiilor, deschiderii, ambientului, vecinătăților. Casa copilăriei mai există? Sau? Da, mai există. Și v-ați mai întors? M-am mai dus. Sigur, nu mai e nimeni și chiar am fost privită la început cu suspiciune, după aia oamenii au înțeles. M-am dus să văd locurile, evident mă întreba oamenii ce caut, pe cine caut, sau cum m-ar putea ajuta. Ce să le spun, cum îmi caut copilăria. Sună așa prea patetic și totuși asta căutam. Căutam scara de o mică, pe vremea o vedeam mare scară de piatră. V-ați gândit să părăsiți totuși Bucureștiul vreodată? Să vă mutați în altă parte? L-am părăsit pentru că după terminarea facultății am fost obligat, a trebuit să plec 3 ani de zile la Piatra Neamț, unde am fost repartizată, unde mi-am desfășurat activitatea. Și a fost o rupere grea de București? Sau? Întotdeauna mă întorc cu mare dragoste. Mie întotdeauna dor de București. Întotdeauna. Da, a fost o despărțire grea. Totdeauna tângeam să mă întorc înapoi. Din orașele pe care le-ați văzut de-a lungul carierei, care ar fi cel care v-ar înlocui Bucureștiul, să zicem? Cracovia. De ce? Nimic nu poate să înlocuiască Bucureștiul, dar nu vreau să cad așa într-un patetism de suet în niciun caz. Mi-a plăcut Cracovia foarte tare, altfel decât Bucureștiul, și nici nu o să mă lansez acum în comparații, însă mi-a plăcut Cracovia foarte tare. E un oraș, o bijuterie. La fiecare colț de stradă, alt eveniment, altă expoziție, altă sală de concerte, edificii, case mai vechi. Cunosc, pot să spun, partea veche a orașului Cracovia, precis că există și o parte nouă pe care eu nu o cunosc. Am avut șansa să locuiesc timp de două luni și ceva în Cracovia. Ocazia turnării unui film, A șaptea cameră, și pot spune că am cunoscut, am tatonat, am văzut Cracovia, am bătut-o și cu piciorul în momentele libere. Dacă ați face un top 3 al lucrurilor pe care ați vrea să le schimbați la capitală, care ar fi acestea? Bucureștiul de acum. Mă, atât al mai schimb. Mi-aș dori mult mai multă curățenie. Mult mai multă curățenie. Nici nu mai vreau să... Așa mi-e de teamă să-mi doresc să schimb ceva. Atenție ce-ți dorești, că se și poate întâmpla. Să spun că aș vrea să recuperez ceva din București, dar nici moment. Mi-aș dori restaurarea unor edificii, monumente istorice, între care Teatrul Evresc se numără. Da, lucrul ăsta mi-l doresc cu putere, cu ardoare. Și l-aș dori mai bine cunoscut, mai bine pus în valoare. Bucureștiul micul Paris, Bucureștiul trecutului sau Bucureștiul de azi, dacă ar fi să aleg? Eu știu. Habar n-am ce să folosesc acum cuvintele lui Camil Petrescu, ce privea Calea Victoriei cu multă severitate și avea o problemă și cu salubrizarea și cu igienizarea și cu... Care e locul preferat în București? Parcul 5
nici eu. S-a schimbat percepția asupra lui de-a lungul timpului pentru dumneavoastră sau e aceeași? Nu. E aceeași. La celebrarea a 555 de ani de la atestarea documentară, ce i-ați urat capitalei? Anul acesta face 555 de ani. Înflorire, prosperitate. Fie să ajungă una dintre capitalele, unul dintre orașele dorite, vizitate, prețuite. Trăgeam cu urechea odată, eram într-un local fără pretenții și în același timp, cu mult farmec, era o discuție între tineri ai noștri și erau suficient străini din alte orașe, locuri ale lumii. Și așa, fideli unei mode și unui trend, ne văicăream și ne plângeam că vai ce rău, că vai ce urât, că vai ce trist, că vai ce nu știu cum. Și îmi spuneau și îi auzeam comentând. Pur și simplu trăgeam cu urechea, nu participam la discuție. Îi auzeam comentând ce viață intensă, cu bune, cu rele, cât de energic pulsează viața în orașul București, câte chestii. Asta nu înseamnă că în altă parte nu le poți găsi sau în alt fel, dar în orice caz merită să fie puse în valoare, să fie cunoscute evenimentele, spectacolele, felul în care trăiește Bucureștiul. Particip acum cu multă mândrie la Festivalul Bucureștii lui Caragiale. Foarte interesant. Și publicul acum un public eterogen vine la spectacolele noastre și marea mea satisfacție când îl aud publicul, spun, un public deja fidelizat, cântând alături de noi din cântecele noastre, cântecele Teatrului Evresc. E o formă de cunoaștere extrem de interesantă. Cea mai dragă amintire legată de capitală, care ar fi? Plimbările cu părinții mei sub niște tei înfloriți, jucându-ne jocuri, pentru mine erau jocuri, pentru părinții mei, pentru familia mea. La acea vreme era o oportunitate de a mă învăța geografie. Plimbări nesfârșite. Vorbeați despre bijuteriile arhitecturale ale Bucureștiului, printre care se numără și Teatrul Evreiesc de Stat. Știu, cred că da. Și teatru, ați suspendat spectacolele aici după ce au fost probleme cu acoperișul? Da, am suspendat. Aici nu se mai putea juca. Încercăm acum să ne reluăm activitatea aici, să vedem ce o să se întâmple, cum o să se întâmple cu proiectul, cu reabilitarea teatrului. Noi așteptăm plin de optimism, o să vedem ce o să se întâmple. Activitatea teatrului n-a fost suspendată pentru că ne-am desfășurat-o în alte centre, în alte teatre, în alte locuri, puse la dispoziție cu generozitate și bunăvoință de directorii generali. Deocamdată există un buget alocat reparării Teatrului Evresc de Stat sau este o discuție? Nu, o discuție trebuie să aveți dumneavoastră cu cei abilitați, cu autoritatea, cu PMB. Da. Există fonduri, sunt proceduri, se urmează o cale absolut firească, nevoioasă, dar asta e. Mulțumesc! Mulțumesc!